și dragii mei, Hristos a înviat. Sunt artiști, îi vedem pe scenă sau pe micul ecran, dar și adesea plimbându-se de mână prin parcul Herăstrău. Ea este genul de femeie pentru care s-ar putea purta războaie. Este frumoasă, este deșteaptă și foarte puternică. A răzbit datorită firii ei tari și minții scoditoare. El a știut de la început că este femeia alături de care își va găsi împlinirea. A fost scutul ei, sprijinul și umărul pe care a putut plânge departe de furia și zgomotul lumii. Atât de frumos, de senin, de firesc, creează un întreg încât sunt pentru toți cei care cunosc dovada că mai există iubire eternă. Bine ați venit, dragii noștri, Cornelia și Lupu Rednic, Hristos a înviat! Adevărat am viat. Adevărat bine te-am găsit. Și bine te-am găsit. Mă bucur de suflet că sunteți alături de noi în săptămâna aceasta frumoasă, după Sfintele Sărbători Pascale, pe care aș vrea să ne spuneți pe scurt cum le-ați petrecut și, desigur, ce vă amintește din copilărie de această sfântă sărbătoare. În primul rând, bucuroși pentru că am fost acasă cu părinții mei și întotdeauna petrecem frumos de Paști în familie. Mai restrânși anul ăsta, pentru că așa au fost și sărbătorile de iarnă, într-o formulă mai restrânsă, dar bucuria la fel de mare. Și îmi doresc foarte tare să se schimbe tot un bine, să avem din nou viața pe care am avut-o înainte, ca să ne fie bucuria deplină și să ne dăm seama și să realizăm cât de bine ne-a fost înainte și că ne dorim din nou acel bine. Alegea să petrece sărbătorile acasă de obicei, Sfintele Sărbători Pascale? Întotdeauna, da. În familie. Eu provin după Valea Izei, după frumoasa Valea Izei, comuna și eu. Părinții nu mai am. I-am pierdut, Dumnezeu să-i odihnească. Amintirile frumoase le am de acolo, de la sărbătorul de Paști, Crăciun. Niciodată nu uit. Și nu o să uit, când ne pregăteam, mergem la înviere, la biserică și la noi, lumea merge, nu merge cu coș, merge cu traista. Pune pască, pune cozonac, pune șuncă de porc, adică nu slănină. Piciorul din spate de la porc se ține până la Paște și cu ăla să merge, să fierbe așa frumos, face ca un jambon, cu cârnaț, cu ouă, cu vin, se duce cu traista la biserică. Iar noi copiii fiind... oamenii trăiesc undeva jos înainte de alea sfinții, în fața bisericii, iar noi ce făceam? Mergeam și nodam baierul la traistă. Și se zice că după ce sfințește popa bucatele, acel gospodar care iasă primul pe poarta bisericii, zice că acela va fi întâi în sat, adică el o să fie primul la arat, la săpat, la cosit și... Să grăbea oamenii să iei trăsile să fugă acasă. Iar noi, înainte, le-am legat toate una de alta. Trăgeau toți trăsile alea. Da, o amintire frumoasă. Era Lupu Rednic un copil năzdrăvan? Nu prea, dar eram un pic așa, ca așa cum a hâtru un pic. Perioada aceasta a sărbătorilor, în această perioadă, de cine vă este dor? A fost vreodată sărbătoarea Paștelui netrăită cu bucurie? Niciodată. Întotdeauna le-am trăit cu bucurie. De când noi suntem căsătoriți de 28 de ani. Mulți ani înainte. Mulțumim frumos, Doamne ajută la toată lumea. O singură dată am fost plecați din țară de sărbătorile de Crăciun, pentru că era un impresar din Statele Unite și atât de tare știu să ne convingă că trebuie să mergem acolo de Crăciun, pentru că românilor le este dor. Pentru că vor să audă colinzile colindate acolo. Și nu mai știu eu ce ne-a spus el și cum ne-a lămurit, încât am plecat. Dar vreau să spun că eu am fost foarte tristă și am zis că niciodată în viața mea, câte zile mi le dă Dumnezeu pe lumea asta, de sărbătorile mari de peste an, n-am să fiu plecată departe de casă și de părinți. Cât de frumos, iată că n-ați făcut niciun compromis în sensul ăsta, nu. Să fiți departe de cei dragi. Am cântat. A treia zi de Crăciun, când se organizează diferite sărbători, jocuri, organizează tinerii. De Revelion întotdeauna cântăm. De când suntem căsătoriți și de când cântăm, cred că am avut un singur an în care pur și simplu noi am refuzat să cântăm, pentru că ne-am dorit să stăm acasă. Am avut atât de mult de cântat în anul respectiv și perioada de sărbători a fost atât de aglomerată încât am zis de Revelion stăm acasă.
Atât. În rest, mereu am cântat, dar nu există să nu așteptăm noi, colindătorii, să vină să ne colinde și nu există ca în noaptea de înviere să nu mergem la biserică cu coșul și să luăm Paști. Păstrați întotdeauna, tradiția. Întotdeauna. Dacă știu că de multe ori în noaptea de înviere era foarte frig afară și chiar am luat blană pe mine, altă dată ploua cu umbrele și stăteam acolo frumos și mergeam la slujbă și să aducem acasă lumina și sfințit. Că tot este perioada aceasta în care putem discuta și de miracole, ce putem spune că a fost miracol în viața voastră? Un miracol, eu pot să-l numesc faptul că noi am reușit să fim astăzi, ceea ce suntem astăzi, Cornelia și Lupu Rednic, interpreți reprezentativ pentru Maramureșul istoric. Și o spun asta pentru că noi am întâmpinat foarte mari greutăți la începuturi. Acum, probabil că fiecare din punctul lui de vedere spune că i-a fost greu, dar pentru noi parcă a fost și mai greu. Motivele nu contează. Noi am trecut peste și am iertat pe toți cei care ne-au făcut rău. Vrem să fim cu sufletul împăcat și liniștit. Și poate și din acest motiv, știi, dacă nu te iubesc oamenii și te iubește Dumnezeu, este cel mai important. Și eu zic că cel mai mare miracol, cea mai mare minune, este că noi am reușit datorită să trecem peste absolut toate zidurile și toate piedicile care au fost. Și cum ați reușit să faceți față și totuși... Cu tenacitate. Auzi, era un reportaj la țară și a întâlnit un bătrân și avea vreo 60 de ani de căsnicie. Și a zis, cum ați ajuns la frumoasa asta vârstă, căsnicie la 60 de ani de căsnicie? Ce mai ne poate? Am avut răbdare. Păi răbdare e virtute, așa este. Așa și noi, da, da. Și noi am avut răbdare. Și muncă multă. Și multă muncă, seriozitate. Și o mare nebunie din partea lui Lupu. Pentru că eu am spus-o și am să spun întotdeauna, nu am avut încredere că noi vom ieși și că vom ajunge la nivelul ăsta. Din ce motiv? Odată pentru că în acei ani noi venim din familii bune amândoi. Însă era acea perioadă în care toată lumea era șomeră, nimeni n-avea loc de muncă, banii erau foarte puțini. Nu aveam înregistrări bune pentru că și alea costau foarte mult. Nu aveam instrumente muzicale bune, nu aveam costume frumoase cum ne-am fi dorit. Și am zis că plus de asta, cum să spun, e o multă investiție ca să reușești să ieși, că nu ieși numai așa din nimica. Și atunci era și perioada în care înfloriseră foarte tare manelele. Și am zis, zic, măi, n-are cum. Eu n-am crezut. Că noi, cu o cetieră și cu o zongoră, vom reuși să cucerim România și să ieșim să fim ceea ce suntem astăzi. Dar Lupu, cu toată nebunia lui, zic, nu. Noi vom ieși, vom fi cap de afiș în spectacole, vom fi pe marile scene. Doamne, ziceam că e nebun când îl auzea. Zic, băi, nu vorbești bine, vezi că nu e ok, nu e regulă. Am crezut. Dar a crezut foarte tare. Și apoi am crezut și eu după el, da. El a fost primul. Să zice că, nu știu dacă te rogi și faci o rugăciune la Dumnezeu și nu știi ce să-i ceri, nu-ți dă Dumnezeu. Și ai fost sigur când da. Ai spus dar această... Dar de la început era sigur. Eu ziceam că nu-i sănătos. Măi, omule, vorbești prostii, n-are cum, n-avem cum să ieșim. Dar se spune că Universul îți oferă ceea ce îți cer. Ceea ce dorești. Adică, da. Însă încrederea în sine a fost supremă. De la început... Da, de la început, îți dai seama, eu... Doamne, și când ne-am dus la primul nostru festival, păi mă lua pe sus ca să mergem să cântăm. Ai zis, nu cânt, lasă-mă în pace. Eu cântam Cenaclu Flacăra, Loredana Groza, ce era la modă în perioada aceea, Mădălina, mă rog, cântam muzică ușoară. E, și să nu fii modestă, Cornelia, că tu poți aborda foarte multe genuri muzicale și ai cucerit inimile, asta, nu numai românilor. Asta este adevărat și pentru asta îi mulțumesc Bunului Dumnezeu, dar vezi tu, eu n-am fost conștientă de talentul meu. Eu n-am fost conștientă de ceea ce pot să fac. Și a trebuit să vină Lupu să mă mărit cu el. Și să mă ia pe sus să mă ducă la festival și uite așa să debutăm și să fim ceea ce suntem astăzi. Eu sunt tare mândră de noi și o spun asta nu cu mândrie și nu cu o fală și laudă. O spun la modul cel mai sincer și cel mai curat pentru că am ajuns aici, am ajuns să avem atât de mulți ani de carieră fără să facem compromisuri, mici compromisuri pe care le faci, nu știu, că cedezi din partea aia ca să fii dincolo. Astea sunt lucruri obișnuite. Care la fel te ridică să le faci. E frumos din partea ta. Dar n-am făcut niciodată compromisuri mari, nu ne-am închinat niciodată nimănui, am fost întotdeauna demni, drepți și corecți.
Punctuali. Întotdeauna, la toate misiunile, când unde mergem, noi ajungem cu o oră, oră și înainte. Dar chiar eram în mașină și despre asta. Și noi eram aici. Fără 20 au ajuns la peste. Niciodată nu poți să spui la un realizator de misiune. Sunt un trafic, nu poți să ajung sau ajung mai târziu. Trafic e peste tot. Și la țară, dacă mergi, e trafic. Nu cred că e vorba de modă veche. Sunt probleme. Dar dacă vrei să fii serios... Da. Punctualitatea, seriozitatea. Da. Foarte mult contează să fii serios. Și acum că tot spuneam de compromisuri, da, de poate bariere care vi s-au pus în partea aceasta carierei, să spun, în viața personală. Multe. Cum le-ați depășit? Ați avut prieteni care v-au dezamăgit? Noi am fost oameni... foarte uniți. A, întotdeauna ai. În fiecare zi există cineva care te dezamăgește. Ce am învățat eu este să ofer fără să aștept de la nimeni nimic. Și mai este o vorbă care zice așa. Dacă oamenii îți oferă lămâi, tu fă limonadă. Să vezi partea bună a lucrurilor. Dar spun asta, am învățat în timp și de-a lungul vieții. Să n-am așteptări de la oameni, să nu mă gândesc că dacă eu am făcut ceva și pentru cineva, așa acea persoană trebuie să-mi răspundă mie la fel de frumos, niciodată. Dacă fac eu ceva, trebuie să fac din sufletul meu, din absolut tot sufletul, cu toată sinceritatea, cu tot dragul, și are grijă Dumnezeu să te răsplătească dacă ești bun. De la oameni nu trebuie să aștepți nimic. De pe oameni trebuie să iei așa cum sunt. Și niciodată nu trebuie să-ți dorești să schimbi pe cineva. Omul trebuie să se schimbe singur dacă vrea să se schimbe. Și dacă nu, ia-l așa cum e. Și te duci mai departe. Că și Dumnezeu până la urmă ne acceptă. Sigur că da, ne acceptă așa cum suntem. Mi-a plăcut de începutul de emisiune, foarte frumos ai spus, că de Cornelia, că ai pomul cui să te apleci, să spui o problemă, dar pot să-i spun și eu la fel, Cornelia nu că e soție, e și un prieten și un om deosebit, pe care îi mulțumesc. Păi, nene, nu mai Doamne, lupul... Aoleu, ce surpriză ați făcut în emisiunea aceasta. Îi mulțumesc. Un om deosebit. Păi și eu îți mulțumesc. Ce facem acum? Da. Și eu vă mulțumesc. Da, uite ce... Cred că Dumnezeu radiază de fericire acum că vede energia asta pozitivă în atmosferă. Să știi că asta, energia asta pozitivă, noi am avut-o dintotdeauna, chiar dacă am fost triși, chiar dacă am fost săraci, chiar dacă am fost pe culmi, chiar dacă oriunde am fost, energia asta pozitivă nu ne-a părăsit niciodată. Așa suntem noi. L-ați acum suntem triși, ne-ai scuturat un pic ca păpușelele alea și iar suntem cu zâmbetul pe față. Și, în primul rând, dacă ești căsătorit și un om deosebit lângă tine, trebuie să-l respecti. Așa am mai spus-o și vă spun și aici. Suntem căsătoriți aproape de 29 de ani. 28 și. Nu mai zice 29, zici tu 28. Niciodată. Eu la Cornelia sau Cornelia mie nu ne-am spus că ne-am certat, că ne certăm și noi constructiv, doar nu suntem bai. Păi chiar discuțiile, da, sunt constructive. Dar niciodată nu ne-am spus cuvinte urâte. Niciodată, nu că suntem la televiziune și spunem vai, că nu, niciodată nu ne-am spus nici cel mai slab cuvânt unui celălalt. Sunt niște lucruri... Atunci care credeți că e secretul căsnicei? Că ne urmăresc foarte mulți oameni la televizor și poate uneori nu-și explică de ce căsniciile nu merg. Bine, acum din cauza lor nu merg ambii parteneri, asta da, voiam să zic, că nu poate doar unul să vă zlească. Trebuie, cum să spun eu, te îndrăgostești, te căsătorești, dar acea dragoste din tinerețe se transformă. Și e normal să fie așa. Nu e normal să rămână la fel. E normal să se transforme și trebuie să crească și trebuie să se așeze. Și nu doar iubirea trebuie să fie cea care contează. Foarte mult și în foarte mare măsură contează respectul și toleranța. Să-l tolerezi pe cel de lângă tine. Știi că spuneam mai înainte că trebuie să îi luăm pe oameni așa cum sunt și să ne dorim să trăim cu ei așa cum sunt și să acceptăm așa cum sunt, nu trebuie să-i schimbăm după placul nostru. Cum nici cel de lângă tine nu trebuie să te schimbe după placul lui. Noi ne-am acceptat amândoi, practic am crescut și ne-am învățat unul pe celălalt. Ne-am căsătorit de foarte tineri și atunci... Eu am presa că din copilărie, stoc cu lupul. eu am 23 de ani și Cornelia încă n-avea 17 încă ani. 17, da. Am plecat la drum, drumul greu. Anevoios. Ei, mi-am părăsit liceul, mi-am făcut și liceul și facultatea, pe umbră și master, adică am făcut de toate. Dacă te înțelegi, faci da, multe și lucruri. E o perioadă foarte grea din viața noastră, când am la începuturi, foarte, da, foarte greu. A fost o perioadă nu grea, foarte grea.
Dar nu eram fericiți. N-am mai lucrat nici eu, nici socrul meu, nici soacră mea. Foarte greu, era și cu partea de bani, foarte greu. Dar uite, dacă ești om, poți să treci peste anumite greutăți. Toate. Oare asta pentru că voi ați făcut bine și binele s-a întors? Credeți în recompensa aceasta a vieții? Întotdeauna Dumnezeu ne recompensează. Dumnezeu întotdeauna ne dă bine. Noi trebuie să fim și noi la rândul nostru ca să... Știi că e o vorbă, ce semenea aia cu legii? La un moment dat în viață te ajung lucruri. Și tare bine când te ajunge binele. Iar și binele ăla trebuie făcut în liniște. Zice că să dai cu stânga să nu vadă dreapta. Nu trebuie să... Iar și într-o rugăciune. Nu poți să spui că sunt, vai, ce credincios sunt. Nu sunt niște pământeni care au și greșeli. Dar trebuie să... Nu trebuie să spui multe rugăciuni și să nu o faci din suflet. Una și din o fost suflet. Cineva, a avut mari probleme și o merg la un călugăr, la un pusnic și a zis, am mari probleme. Du-te acasă și roagă-te lui Dumnezeu, atâta pot să-ți recomand. Și-o vii peste o lună de zile și o zis, am spus, am atâtea rugăciuni. Zis, nu. Spune două, trei cuvinte, dar să fii cu gândul acolo unde nu trebuie, nu la afacere dumitale sau gândul în altă parte. Nu, o rugăciune trebuie să o spui, dar trebuie să o spui, adică să o dedici creatorului, adică nu să te gândești ce fac mâine sau afacerile merg prost sau acolo am, nu. Doar o rugăciune să spui, dar să o spui și să fii alături de creator, adică să fii cu gândul acolo. S-a schimbat cu trecerea anilor înțelepciunea fiecăruia dintre voi? Da. Cum gândeați la 20, la 30? A, eram, și cum vedeți viața acum? Mai, eu am fost într-o perioadă în care am suferit mult din cauza că nu reușeam să facem nimic în carieră și eram supărată pe toți cei care reușeau să facă ceva. E un lucru cu care nu mă mândresc, dar am trecut prin el și le spun și altora ca să învețe de la mine. Da, cât de frumos că l-ai acceptat, da, Cornelia, și îl confirm. Da. Sunt mulți oameni care ascund lucrul ăsta. Nu, nu. Și este o dovadă vie că meriți apreciere. Mi-am făcut eu o scanare a mea și nu mi-a plăcut ce am văzut. Este o vorbă. Zice, când te vei bucura de succesul dușmanului tău, tu vei fi foarte departe. Ăsta e lucru care pe mine m-a trezit. Că n-am de ce să fiu invidios nici pe ăla, nici pe ălalaltul, nici pe ălalaltul. Fiecare are un drum de la Dumnezeu lăsat. Și, nu... și fiecare o pătimit. Dar cine te-a îndrumat sau cine ți-a schimbat viziunea? Am întâlnit un părinte la Mănăstirea Sihăstria, care îi mulțumesc pentru tot restul vieții. Mi-a spus doar două vorbe, n-a stat foarte mult de vorbă cu mine. Și mi-a spus doar două vorbe, eu le-am înțeles. Și acela a fost momentul în care m-a schimbat radical. Am zis, niciodată de astăzi înainte, n-am să mai fiu invidioasă, n-am să mai fiu răutăcioasă, nu voi invidia pe nimeni că a făcut mai mult decât mine sau nu. Ce mă bucur pentru mine este că niciodată nu mi-am dorit ce are altul. Asta e un lucru bun. Niciodată n-am simțit asta, că vreau locul cuiva, că vreau ceva ce ia la alt cuiva, niciodată. Noi am stat dar în umbră... mi-am dorit să urc și eu, să fac și eu am ceva. Am stat în umbră vreo 6 ani de zile și nu am putut să ieșim. A fost ținut în umbră. Chiar dacă am făcut filmări la alt realizator, ne-au fost oprite acele filmări. Da. Nu am mai putut să ieșim. Și eram supărat, și am mers la părinte și am spus că de câțiva ani așa nu putem, suntem ținuți în umbră așa. Și uite, nu-mi pute al altul care face, parcă nu-mi convine, adică ăla poate și eu nu. Și-o zis, duceți-vă acasă, când veți lăsa răutatea, atunci și cariera voastră va străluci. Dar așa e. Așa este. Și ne-am întors peste câtva timp și-o zis, vedeți, familia Rednic. O zis, dumneavoastră, de când sunteți, cântați, ați avut vreun necaz, vreo problemă, nu? Și atunci, de ce vreți să faceți rău, să transmiteți rău, dacă n-ați avut niciodată? Foarte interesant. Și mai e ceva, Lavinia. Nu toată lumea poate să te iubească. Asta îi văd, sunt foarte mulți colegi de-ai noștri, nu numai de la muzică populară, care nu acceptă lucrul ăsta. Sunt conștienți că sunt foarte talentați, sunt conștienți că sunt foarte buni și atunci au impresia că toată lumea trebuie să iubească pe ei. Și când apar ei, să fie, nu știu, cădem toți leșinați.
Nu trebuie să avem niciodată asemenea așteptări. Nici noi nu iubim pe toată lumea, că n-ai cum să rezonezi energetic cu energetic, toată lumea. Corect, da. În primul, știi, există, se întâmplă un schimb energetic și îți place un om, nu știi din ce motiv îți place, sau nu-ți place un om care nu ți-a făcut nimic, doar l-ai văzut. Și e bine să ai alături de tine ce care empatizezi. Da, da, trebuie să înțelegi lucrul ăsta și să n-ai așteptări ca toată lumea să te iubească. Sunt problemele astea acum și lumea s-o schimbă foarte mult, oamenii s-o înrăiți foarte tare, sunt unii oameni te cataloghează, te faci într-un fel și vorbești de o persoană și tu nu cunoști acea persoană. Lumea s-a schimbat foarte mult. Da, afirmații și concluzii total eronate și neadevărate. Da, sunt așa, s-a schimbat lumea. Dar nu poți să spui de o persoană dacă nu o cunoști. Nu știi de unde a plecat omul ăla, ce a făcut, ce a realizat în viață sau cum le-a realizat. Că era câteodată, mergeam toată noaptea, plecam de la evenimente, ajungem la 6 dimineața, 6 jumate la acasă la București, la 7, 7 jumate eram la servici. Și alte, și sunt... Adică o oră în care nu apucai poate... O oră în care făcea un duș și mânca ceva. Da. Se îmbrăca și pleca. Din păcate omul judecă. Da, e foarte ușor, da. Cum să spun, iarăși nu trebuie să fim supărați pe ei, trebuie să-i luăm ca atare, pentru că cu siguranță acolo e o frustrare, cu siguranță omul se arată așa cum e el, de fapt. Un om când face bine, asta înseamnă că el gândește bine, că el e pozitiv. Un om când face rău, asta înseamnă că gândurile lui acelea sunt. Deci pe el îl macină gânduri grele, gânduri nepotrivite. Și atunci de asta le dă. Că tu oferi ceea ce ai în tine, da? Cum ești tu, așa te arăți. Și atunci trebuie lăsați în pace, trebuie tolerați, lăsați în pace, că dacă dă Dumnezeu și au înțelepciune, se transformă omul și se duce pe calea bună. Moșul meu, bunicul. Zice, mă, nepoate, tu când îi fi mare, zice, așa, tu să-ți vezi de treaba ta. Este și a 11-a poruncă în Maramure, știi care e, nu? Să-ți vezi de treaba ta. Că dacă tu nu-ți vezi de treaba ta, adică eu vreau să mă interesez de tine ce faci. Uite, și de ăla. Atunci eu nu mai pot să fac nimic în viață. Că gândul eu la tine, la ăla, nu. Tu trebuie să-ți vezi doar de treaba ta, de problemele tale. Nu trebuie. Și că tot ai amintit de bunic. Copilăria nu ți-a fost tocmai ușoară, dragul nostru Lupu. Da. Și aș vrea să te întreb, care este gândul care te duce prima dată la mama ta? Da, cam greu, dar ce să facem? Tot trecem și încă o dată Dumnezeu să-i odihnească. Maica mea nu a avut nicio clasă. Dar au fost deșteaptă nativ. Nici o clasă. I-am arătat înainte de a intra lui Cosmin Manu poza de familia noastră, a familiei. Înainte să fie sacrată statul. Da, moșul, moșa, tata, mama, eu și frații mei. Cu o zi înainte au făcut o poză de familie, cum se face pe vremea aia, iar în cealaltă zi au venit și au arestat-o pe maică mea. Pentru că fiind într-o familie cu terenuri mai multe, pământ, când a venit colectivizarea, maica mea ea s-a băgat, s-a discutat cu ea că nu intră în cea pe... Ca să nu un teren. Terenul, mai multe terenuri. Și nu s-a lăsat de un teren care era foarte bun undeva în zona centrală a satului. Și atunci i-a dat o judecată și o condamnat-o și o arestat-o. Deși om bătăios și totuși a vrut să-și spună cuvântul și punctul de vedere. Da, și maica mea, eu seamăn un pic cu ea, era pe glume, mergea, vorbi cu președintele de colectiv de acolo, cu oameni de în conducere de la județ, că a vrut să ia terenul. Și la un moment dat nu s-a lăsat, nu a putut să renunțe și atunci o condamnat-o. Undeva pe la 4-5 dimineața sau așa, au venit și au arestat-o. M-a luat pe mine din brațe de la maică mea și m-a dat la soră mai mică de-a mea. Și după vreo 20 și ceva de ani de... Ani aveai atunci? Un an. După 20 și ceva de ani, când am terminat școala de poliție și am venit la IPJ Maramureș, la Poliția Județeană Maramureș, pentru repartizare la posturi. Era un domn care după câteva luni s-a pensionat și a început să plângă când m-a văzut. Și șeful inspectoratului județean de poliție zice, de ce plângi?
Ce s-a întâmplat? Ce nu pot de el, când îl văd pe lupul, ci eu am arestat după mamă sa și l-am luat din brață de la mamă sa și acum îl văd că e coleg cu mine. Zice, uite, nu pot să nu plâng, da. Și maica mea niciodată nu i-a plăcut că eu sunt, am devenit polițist. Niciodată nu-i plăcea polițist lupul. Dar niciodată. Da, eu am avut 14 ani, o copilărie frumoasă, dar tare grea. Când am avut 14 ani... Cât timp a fost mama închisă? Ea a fost condamnată la 2 ani și 8 luni, dar după aia a venit o grațiere și a făcut doar 2 luni și vreo 8-10 zile, cam așa. Și la întoarcerea dumneiei, după ce a fost condamnată, nu știu, acasă? A venit acasă, a venit acasă și... hai la mamă! Nu mamă! Hai, cum nu mamă? Hai la mamă, nu mama! Și am stat un pic, că m-am uitat la ea, am mers în brață și nu m-am putut să mai ia nimeni din brață de la ea. Da. Și povesteam că n-aveam 14 ani și am plecat undeva în Cara Severin, în Slatina Timiș, Teregov, Armeniș, la defrișat de păduri. Iar toamna am urcat într-o căruță cu cai, în vagoanele de marfă și am ajuns în Arad, în Nădlac. Transportam sfeclă furajeră, porumb, sfeclă de zahăr. Dormeam în saivane unde dormeau animale, cai. Jumate saivanul cai, nicelaltă jumate pe baloți, dormeam noi. La 14 ani. După, coasă, prășit, cules de porumb, toamnă. Chiar am fost la, în comuna Bei Daud, județul Tulcea, de unde e, pardon, de unde e Gigi Sima, băieță de la Pindu. Acolo am lucrat câțiva ani. Da, o copilărie grea, dar și frumoasă. Poate și sunt sigur și vă spun că a fost una dintre cele mai importante școli ale mele. Păi stai să mă gândesc dacă nu cumva ți-a adus asta independența de mai târziu, puterea de a decide, dreptul la opinie. Pentru că nu aș vrea să fac comparații și țin minte de la mama când spunea des, niciodată să nu treci din comparații, dar mă uit așa poate la generațiile de acum, faptul că sunt și eu mamă și din dorința și iubirea aceasta extraordinar de mare și a faptului că părinții au avut frustrări pentru că se descurcau greu, că au avut lipsuri, încearcă să proiecteze în copii tot ceea ce dumnealor n-au avut. Da, atunci, ești conștientă că e greșit. Păi tocmai. Da. Eu știu că aplicând altfel regulile. Da. Viața la țară însă e foarte grea, dar e frumoasă. Altă educație, de acolo au plecat oamenii de la țară. Oamenii erau simpli la țară. Îmi spune mama, mă pruncule, când o să mergi la școală sau când să vii de la școală sau în altă zi, să nu mergi într-o grădină la om să iei un măr, o pară. Fără sau... să cer voi. Că s-ar putea să dai de un om rău. S-ar putea la nervi să-ți dau cu un lemn să-ți rupă un picior și o să rămâi pe toată viața cu o problemă la picior. Sau cine știe ce o să-ți facă. Că omul la nervi poate și dacă nu e un om bun și nu are suflet mare, să mergi să spui, unteașule, dăm și mie o prună, o pară, un măr. Și omul ăla îți va da. Dar am făcut și bocăne. Eram cu vecinii mei, George al lui Corabde, Ion al lui Ștefan al lui Corabde, mai mulți mergeam la furat la Cireașă. Și am fost undeva la vecinul Dișoanu. Și am mers acolo și nu eram buni copii, suntem mai drăcoși, așa. Rupeam crângi de la Cireș și mergeam cu el în mână. Adică rupeai crângele de la Cireș. Era un lucru rău. Și am mers încă o dată, am văzut că nu e nimeni acasă și am urcat în Cireș. Și când am urcat în Cireș, odată a venit din casă un teșu. Dați-vă jos, dracilor, că vă dau eu vouă. Nu ne-am dat jos. Dați-vă jos, nu ne-am dat jos. Atunci ce a făcut omul? A venit cu un câine, cu un lanț și l-a legat de Cireș. Un lanț învârtea câinele la un câine. Ca să nu vă mai urcați vreodată. Și am văzut că el coboară la vale. Și am stat acolo, într-o jumătate de oră, cu cine crezi că a venit? Cu mama, cu mătușa Călină. Uite! Ion Creangă, un fel de Ion Creangă exact. Cel rău. Să știi, mama, atunci, încă o dată, s-o să spun, ce a făcut? Am moșulat niște urzici, i-a dat jos pantalonii la cur și m-a urzicat. Maica mea, stai, cu niciodată nu m-a bătut cum era. Nu, doar atât mama m-a urzicat. Da. Iar tata niciodată. Iar încă o dată m-a lăsat acasă, m-a mers la o mormântare. Și când am mers, m-a lăsat cu o soră de mea, cu Ioana. Iar eu, când am văzut că ea nu e atentă, pac, am fugit și am mers și eu până la înmormântare. Dar
lume mult acolo. Și m-am dus până lângă popa. Și am luat niște lemne și cum am cânt, aș cânta la vioară, dar nu aveam în gânde. Și cânta, și o femeie, tu măre, nu-i pruncul tău, bă? O luam, mamă, stai aici. Dar nu a zis nimic. Când am mers acasă, știi care a fost varianta, nu? Iar urzica! Și să știm, educație foarte bună, iar să știm. Educație sănătoasă. Da. Mai facem tot felul de boacăne pe acasă. Niciodată, când era seara sau înainte de masă, nu mi-a zis niciun cuvânt de rău că am făcut boacăna respectivă. După ce mâncam, peste vreun ceas, mă chemă, hai încoace. Să discutăm. Ce ai făcut? Ai, uite, un lucru foarte, foarte... Iar noaptea la fel. Îl cerți pe copil, poate noaptea nu știi ce se poate întâmpla. O educație de acolo, de la țară, care e bună și benefică. Și aici stau eu să mă întreb, oare că să fi fost de la facultate și doctorat, ca știu să facă toate astea? Nu. Că acum, vedeți? Asta te formează. Să știi că și greutățile pe un om îl formează și îl fac să respecte ceea ce dobândește mai târziu. Pentru că e logic, dacă tu niciodată nu știi cum e să nu ai sau să primești totul de gata, vreau asta, o iei, o vreau pe aia, o iei, o vreau pe cealaltă, o iei. În momentul în care nu mai ai de unde să iei, ce se întâmplă? Faci râd. Depresie, anxietate, sigur că da. Și a nu știi să sigur te mai bucuri da. De viață. De asta zic că lumea s-a schimbat acum foarte mult, pentru că oamenii nu mai au răbdare unii cu ceilalți. Toți vor acum, în momentul ăsta, în secunda asta, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Toată lumea vrea, dar nimeni nu se gândește să și ofere ceva. Oamenii nu mai sunt atenți la cei din jurul lor. Iar cel mai important, cum am spus, educația aia. Nu trebuie să-ți dea părinții nimic. Nu e obligat un părinte să-ți dea nimic. Atât că ai tu crescut, te-ai educat, dat o educație aleasă, ești sănătos, nu-ți lipsește o mână, un picior, un deget și așa mai departe, pentru că ei s-au îngrijit de tine. Restul poți să le faci tu dacă ești sănătos în viață. Dar ia că tot am adus subiectul ăsta în discuție. S-a întâmplat vreodată să zică mama, feciorul, mami, tu să te însori după 30 de ani, că în ziua de astăzi se întâmplă ca băieții aceștia să fie crescuți în continuare de mame, ba chiar să le decidă poate și destinul. Da, știu despre ce vorbești și cunosc și eu asemenea cazuri. Eu nu că n-am uitat și pe tata, am uitat și pe tata și pe mama, dar cea mai mare afecțiune a fost pentru mama. Maica mea a vrut să mă însor în sat. Așa când o să zic că mă însor la Sighe, nu-i prea plăcut. Mi-a plăcut pentru că eu a vrut undeva acolo la bătrâneță să aibă un sprijin, că să mă însor în sat. Asta a fost problema. Ea așa mă vedea să mă însor în sat, să fiu alături de ei. Și când ne-a spus că mă însor în Sighe, nu e că am plăcut. Nu. Dar pe Cornelia a plăcut-o. Da, m-au plăcut totdeauna. Și tata și mama, vai. Totdeauna. Iar păi mergeam acasă la ei și dormeam acolo, că na, uneori mergeam și eu n-am lucrat la munca câmpului niciodată în viața mea, că am crescut la Sighet. Adică eu n-aș știu ce aia sapă, ce e la fân, ce e cu greblatul, habar, întors, o tavă, habar, n-aveam nimic. Și după ce ne-am căsătorit, ne-am dus și noi vara la muncă să-i ajutăm și pe ei acolo. Și seara veneam acasă târziu și ne puneam în pat. Și apoi socru ne stăteam așa cu lumina stinsă, cu așa și mergea focul în sobă și socru ne povestea povești cu fata pădurii. Cu cine mai povestea? Cu omul nopții. Cu omul nopții, cu zânele. Cu zânele, cu vă trata de... ca pe niște copii. Da, deci era așa de frumos. Ei nu erau, cum să spun eu, foarte bogați. Să zici că au avut cine știe ce casă sau ce palat, dar erau bogați sufletește. Și niște oameni foarte muncitori. Deci au muncit până în ziua în care s-au prăpădit. 80, taică muriu la 83 de ani. Când în aceeași vară o cosit 20 de căpiță de fân, 20 de clăi. Dacă mergeai pe drum, nu te țineai de el. Da, nu ne țineai. Niciodată nu mergea, numai așa mergea. Nu le-a dus să meargă, a plecat, sau drept merge, sau și pe bicicletă, așa merge. Așa mergea pe bicicletă. Când am început să ne lansăm noi, ce bucuros era. Hai, da, socru era tare bucuros. L-am văzut pe Lupu și pe Cornelia. Ai văzut? Da. Păi n-avea cum, știind poate cât și-au dorit pentru copiii dumnealor să îi vadă realizați în viață. Nu le-a fost viața la fel eu de simplă. Nu cred că s-au gândit unde o să ajungem noi. Nu cred vreodată. Nu. Dar ei se bucurau. Pentru Lupu erau reușitele lui pe planul profesional, adică în Ministerul de Interne.
Și le mai, când mergeam acasă, le povestea, dar se făceau că n-aud cumva. Pentru că lui soacra nu i-a plăcut niciodată că el e polițist. Da. Pe care da, dar când, sigur, noi am înțeles și am știut de ce. Dar când le povesteam ceva de cântat, Doamne, ce se mai bucurau, ce erau așa părinții mei acum. Nu vrei să știi, adică... Mă urmăresc mereu pe Facebook. N-ai să vezi. Auzi. Deci, maică, sunt atât de mândri de noi, de nu se poate. Auzi, ne-a sunat Cosmin, că să vină la tine, la emisiune și așa. N-am putut, hai, mă mai sunt, nu. Și spune, m-am uitat la emisiunea Folclorul sub lupă. Voi de ce nu merge? Și zice Lupu? I-am invitat de vreo câteva ori. Și de ce n-ați mers? De ce n-ați mers? Uitați aici, scumpă doamnă, în cazul și oasă. Nu, tu dai seama, părintele. Și la repertoriu când lucrăm. Lucrăm împreună cu maică-mea. Atât la, când, la piese, la partea muzicală, să nu mai spun de text. Adică întotdeauna se lucrează cu mami împreună. Compensează prezența dumnealor. Sigur că da. Maică-mea e foarte talentată. De mică cânta frumos. Au avut și voce frumoasă și, cum să spun eu, era sclipitoare așa, îi veneau pe loc texte, știi? La noi rândul la nunț în mai de mult și acum mai puțin se păstrează obiceiul ăsta, e cu strigăturile și strigă bărbații la femei, strigat în but, știi, cumva așa, un fel de comic, pe o linie comică, nu știu cum să-ți explic, ca să înțelegi că pe graiul meu știu să spun, dar nu știu pe limba. Așa, și toată iscusința aici era să-ți vină să faci niște strigături noi și să le adaptezi la persoana care te adresezi, știi? Și maică-mea era foarte talentată, deci veneau măi niște chestii pe loc. Și după ce am început noi să cântăm, am chiar câteva piese pe care maică-mea mi le-a creat. Le știe, de la... Le știa de când era mică. Iar textele, de exemplu, are o agendă. Și și-o pune în noptieră, în sertar. Când îi vin idei? Da, da. Și zic, băi, zic, când îți vin idei, să scrii. Și, băi, trece o săptămână, trec două săptămâni, trei. Zic, mă, mi-ai scris ceva? Nu, lasă-mă, că nu mi-o zi nimic în cap. Nu știu, mă mai gândesc. Băi, și când îi vin? Scrie. Pac. Și mai scrie. Și iar mai scrie. Și ea se trezește la 4, la 5 dimineața și aprinde frumos lumina și scrie. Ce visează, trece în agenda. Mă, dar știi cum îi vin? Deci nu, câteodată îmi arată 9 cântece, dar le face întregi, adică cap-coadă, strofele. Și apoi noi de acolo alegem, vedem cum se potrivesc pe linia melodică. Noi avem 4 albume de muzică populară și versurile toate sunt făcute de soacră mea. Ne-au mai făcut. Puțin am colaborat cu Vărusândel. Și cu Vărusândel. Și cu Vărusândel am colaborat atât. Avem 4 albume de muzică populară, Cornelia un album de muzică ușoară. Și 2 cu formația Pindu. Deci avem ceva. Și ce proiect frumos. Și da, cât de... este foarte cum a, frumos. Cum a perceput și cum a primit vestea Lupu în momentul în care... Da, nu i-am fost alături. Păi noi împreună am stabilit. Bine, ideea a fost a mea, dar Lupu niciodată nu a zis nu. Adică îți place ceva, poți să faci, te duci înainte și faci. Cum la fel am fost și eu cu el când l-am susținut în absolut tot ce a făcut pe linia... Ministerului de Interne, cu absolut orice. Nu există. Dacă vezi că omul sprijinul e talentat și... Vezi cum ai povestit. Da. Sunt în unele familii. Să căsătoresc, poate soția vrea să facă ceva, bărbatul nu o lasă. De ce să faci? De ce tu să fii mai nu știu cum? Nu. Aici sunt problemele. Păi de asta poate să și termină căsnicii. E păcat. Nu. În primul rând, nu te-ai căsătorit cu cineva. Ca să fie că sluga ta. Sluga ta sau invers. Da. Aici sunt problemele. De ce nu în primul rând soția mea e oglinda, sau soția e oglinda bărbatului. Deci pleacă. De asta arăți tu așa de bine. Pentru că eu am grijă de tine. Bravo, așa e. Discuție. Doamne, nu puteți spune Dumnezeu și după aia tu. Așa, ce vă zic aici. V-ați dedicat viața carierei, ați ajuns într-adevăr în punctul în care poate, cum ați spus, nu vă așteptați. Așa a rămas este. Vreo dorință pentru voi nematerializată? Nu știu, poate un copil să vă întregească familia. Am fi fost egoiști. Ăsta e un subiect pe care îl ținem pentru noi, dar dacă am fi făcut copii, am fi fost egoiști, pentru că noi am fost mereu pe drumuri. Și nu-i corect să faci copilul și să-l lași să-l crească X, Y, Z. Nu-i corect. Cam atât am de zis vis-a-vis de asta. Câteodată poate Dumnezeu așa îi rânduiește pentru... Da, mulți ne-au întrebat, mult pe linia asta, de ce nu avem un copil, de ce nu face, toată lumea a întrebat. Da, sunt mulți oameni care au copii. Chiar am discutat cu cineva, discutam și uite, am... Nu-i de judecat. Nu-i de judecat pe nimeni. Zice, avem noi 3 copii și voi puteți face unul și așa mai departe. Și am discutat. Și îți minte, zice, când plecam de la servici și merem la socri să-i vedem. O dată pe săptămână? Poftim? N-am înțeles.
Nu. Copilul trebuie să ți-l crești și să ți-l educi tu. Dacă vorbesc mari psihologi, copilul, dacă altcineva îl educă, ia totul de la persoana respectivă. Bineînțeles, se spune și că mama e cea care te crește, nu da. Cea care... Și poate mai așa este o Dumnezeu la noi. Pe da. Care eu o văd la oameni și ar trebui să se gândească înainte să scoată asemenea vorbe pe gură. Mi-a făcut copii ca să am la bătrânețe cine să-mi dea un pahar da, de apă. Da, nici eu nu-s de acord. Este da. Total greșit. Egoism, exact. Este egoism. Adică, ok, dar atunci mai bine plătești o slugă să vină să-ți dea un pahar de apă, plătești pe cineva. Nu ți-ai făcut copil ca să stea lângă tine, să-ți dea ție apă, să te îngrijească pe tine. Nu. Ți-ai făcut copii ca să-i crești și să-i lași să zboare, să-și facă rostul lor în lume. Adică, de asta spun, eu un subiect pe care aș vrea să nu-l dezvoltăm prea tare. Multă pentru, lume că... Nu. Pentru că e viziunea diferită. Da, e viziunea și... diferită. Oamenii judecă foarte ușor. Știi cum e acum? Dacă zice așa, sunt egoiști, sunt răi, sunt cu tare. Nu știe nimeni cât de mult bine am făcut, cât de mulți copii ajutăm, cât de multe familii ajutăm, pentru că noi nu facem asta și să ieșim la televizor să spunem. Nici nu pun pe Facebook, am dus pachete cu nu știu ce, am făcut nu știu cum. Nu fac lucrurile astea. Dar noi ajutăm foarte mulți copii și foarte mulți oameni. Dar în tăcere bine. În tăcere. Păi, ce spunem? Da. Dar iar Dumnezeu... câteodată uite că parcă te simți nevoit să spui. Adică să stea oamenii mai întâi, asta spun, nu judeca... așa, la prima impresie oamenii, stai puțin să vezi care-i rostul lor, care-i treaba. Vezi, vorbim așa, lumea discută și vorbește și te învinovețea și spune niște chestii. Nu. Adică poate nu știu ce fac eu mâine sau nu știu ce fac peste 5 minute. Și până la urmă, gura încep... luminoasă. Da. Și mă interesez ce face Ion, Vasile sau... Nu! În primul rând trebuie să avem, cum am zis, am 11 poruncă, să-ți vezi de treaba ta. Pentru că am mai discutat, Dumnezeu știe și te lasă pe pământ ce trebuie să faci. Da. Putem vorbi despre cel mai frumos moment de dragoste de până acum. Care ar fi momentul de dragoste, dragoste al poveștii voastre despre care am putea aminti? Toate sunt, apar, nu, nu. Era la înainte, era în fiecare zi, dar înainte, vorbim de la începuturile noastre. Eu lucrând cu soacra la un restaurant, așa am cunoscut-o pe Cornelia. Vine Cornelia pe acolo, Cornelia merge la școală. Mai păcări cu ciocolată. Doamne, când vreau să mă gândesc. Și Cornelia vine pe acolo, ne-am văzut, mi-a plăcut, am devenit prieteni și după aproape 8 luni de zile am cerut-o de nevastă. Ai simțit că ți este aleasă inimii? Da, și eu am simțit că trebuie să mă mărit cu el. Ne înțelegem, da. Dacă l-ai văzut prima dată cu prima dată era simpatic și mi-a zis că îl cheamă Lupu. Atât am râs. Deci i-a râs de... Nu știi cheme Lupu. N-am văzut în viața mea pe ceva să-l cheme Lupu și mă puteam opri de râs. Văd ăla, dacă te cheamă, nu te duci. Te duci, nu te oprem. Vai, nu mai pot. Și când am mers să cer la socrii, am zis că, uite, așa, noi discutăm cu Cornel de atâtea luni și, uite, vrea să ne căsătorim. Fata noastră nu-i de căsătorie. N-a fost o veste bine primită. Fata zice, nu am spus eu, nu sunt potrivă, după ce așa face liceu. Noi n-avem potriva ta nimic. Duce o facultate. Dar facă, învățam foarte bine la școală, deci am fost un elev întotdeauna foarte și bun. Și teama de a nu-ți pierde părinți, rostul. Eu sunt singură la părinți și atunci am fost un copil cu minte, niciodată nu le-am adus rușine sau neplăceri, niciodată. Și atunci părinții mei m-au iubit foarte tare și își doreau pentru mine un viitor, că acum eu nu pot să-i judec. Eu dacă aș fi în locul lor, la să fii soacră la 30 și ceva de ani, un pic aiurea, știi, stai și te gândești, măi, stai că am o fată, cum s-o mărit cu un băiat de la țară, așa, simplu, imediat să căsătorească. Dar vezi tu, eu am simțit că trebuie să mă mărit, că ăla e momentul în care trebuie să mă mărit, pentru că, uite, noi aveam ceva de împlinit, de dus ceva... Înainte. Și atunci au zis că nu. Dumnezeu avea deci, nu e de căsătorit după ce o să fac o facultate. Eu nu, eu vreau să mă mărit acum. Dai seama că fost... Și cum și-au schimbat părinții viziunea, totuși au acceptat. Atunci nu am mai discutat ceva și după câteva zile, iar ne-am văzut și au zis, da, dacă voia să hotărât, puteți să vă că sunt vorbit după aia cu soacra. Asta, dragostea părinților fără egoism. Sincer, nu, sincer. O zis socrul către soacra. Tu, Mărie, zice... Poate că așa l-i dat. Mai dacă nu s-or înțelege, nu-s primi nici ultimii, s-or despărți, dar și poate asta l-i îndulit, zice, de la Dumnezeu, zice, poate asta. Noi nu ne opunem. Și după vreo două zile sau în ce zi am fost la, iar am mers la Cornelia și la socri acasă și o zice, nu, dacă voi ați hotărât, deci, gata, să vă căsătoriți. Și gata.
Asta e iubirea cu adevărat a părinților. Mai erau alte în care le dau copiilor dreptul de a alege. Acum, și că ar fi fost bine, și că ar fi fost mai puțin bine. Era dreptul meu să greșesc. Exact. Era dreptul meu să fac o alegere. Și din greșeli învățăm. Da, sigur că da. Părinții mei au fost înțelepți că nu cred că mă măritam fără voia lor. Nu treceam peste cuvântul lor. Dar probabil noi rămâneam prieteni și ne-am fi căsătorit mai încolo. Dar uite că așa au fost să fie. Pentru că noi în anul următor am debutat. Deci în anul următor m-a luat lucru pe sus și hai la festival. La festivalul Alina Teodora, Alina de la Cicârlău, festivalul organizat de Nicolae Sabău, regretatul Nicolae Sabău. Bine să-l odihnească. Păi niște lucruri foarte frumoase pentru folclorul maramureșan. Și am mers la festival. Dar zi-mi, da, prima întâlnire, atunci când, pentru că Cornelia își amintește că a amuzat-o numele și nu se mai putea opri de râs. Dar tu ce ți-amintești? Ce râs? Ce eram? Glumesc. Ce râs? Ce era îmbrăcată? Cum era? Ce te-a atras la ea? Nu, era îmbrăcată în blugi, într-un pulover frumos, merge la școală și un hanorac. Ce era îmbrăcată? Și, da, și... După aia, fărăsă atunci, după aia i-am mers, ne-am mai întâlnit. Da, dar el era simpatic, pentru că el se face foarte plăcut. Da. Adică nu e greu să-l îndrăgești. Plus de asta, maica mea de câte ori venea acasă, vorbea foarte frumos de el. Călupul cât e de harnic, călupul face bine. Păi eu nu m-am măritat cu el că era harnic. Nici m-am măritat cu el pentru că știa să cânte la vioară. Adică nici habar n-am avut că el cântă la vioară. Nu cum să căsătoresc acum eu că solistă. Certă că tu ești instrumentist, hai să ne căsătorim, să nu știu ce. Noi ne-am căsătorit pur și simplu. Adică noi ca să mergem să cântăm și să formăm un cuplu, o trebuie să ne certăm vreo două zile și apoi în ziua cu pricina să mă ia pe sus, mă bagi în mașină și să plecăm la festival. Hai la festival că noi trebuie să cântăm, înțelegi? Iar Cornelia, mi-a plăcut muzica populară, e numai muzica ușoară. Da. Era la liceu, era un coleg care cânta la vioară, ăla de Cornelia. Nu, la școala generală era Iura Vasile. Iura, nu la liceu, nu? Nu, la școala generală. La școala generală. Și venea cu vioara la școală. El era de pe Valea Izei și venea cu vioara că avea după școală, avea ore la vioară. Și eu când îl vedeam, băi, țăranule, țărănoiule, ca și copii rău, tătșoși, copii zrăiști. Vin de la oraș, Cornelia. Eu de la oraș am zis, ce cu țăranul ăsta, ce, da, și după aceea... Vasile și ascundea vioara. Și ascundea vioara când vedeam. După ce ne-am lansat, o zis, Cornelia! Doamne, aveți cu adevărat o poveste de viață și de copilărie. Da, o să nu crezi tu că nu am avut o trecere pe vremea aia, n-a fost băiat frumos și acum nu... Ești pe acolo. Purtam părul pe spate, ochii pe dos, nu. Să știi ce trecere mare aveam la fete. Da. Când trebuie prin fața la câteva, treci dracule mai repede. Cornelia, ai fost vreodată geloasă? Niciodată. Absolut și atunci, niciodată. Cum dar să ne mai mirăm că funcționează? Nu știu că zic cu oamenii că, dacă nu ești gelos, nu știu ce. Nu, n-am fost gelos, nu, niciodată. Niciodată n-am avut discuții. Numai că trebuie. Că trebuie ce, mă? Ai grijă. N-am voie să mă enervez când scrăpați buzări. Așa. Nu, niciodată n-am avut discuții. Nu, Doamne, absolut ferește. Niciodată. Păi deci avem atâția de carieră. Auzi. Eu de asta m-am și obișnuit să nu mai judec și să nu fac referire la alte familii, pentru că, exact cum a spus Cornelia mai devreme, dacă doi membri nu sunt la fel și doar unul are intenții și celălalt permanent se opune, lucrurile atunci nu merg. Lucrurile nu merg bine. Bă, mai multe probleme. Trebuie să fii susținut. Mai multe probleme. Când încep într-o căsnicie, sunt unii. Iar am văzut și la mine. Când încep să ascunzi banii de soție sau invers, soția de soție, nu sunt probleme. Adică cum să ascund eu banii? Bine, eu trebuie să recunosc că tot ce cumpăr e la reducere. Deci eu când merg la cumpărături, păi, parcă nu te îndur să dai prețul drept. Mai trebuiau, nu știu ce, îți dai seama. Ai rău la reducere, a, bine, deja știi, îți dai seama. Asta toate, sunt niște chestii. În primul rând, o femeie, când, am spus, e oglinda bărbatului. Te uiți de la mână până la picior, da? Asta e oglinda, o femeie care știe să, oricând, când ies în lume, să arate bine. Nu că nu ți-ai aia, nu începi să o iei pe soție, să-i impui niște chestii, înțelegi? Multe lucruri sunt într-o căsnicie. Și dacă nu știi să le pui la punct să fii om, să distrugi căsnicia. Când am avut ceva de făcut, lucruri mari, de exemplu, să-ți iei o casă, să-ți iei o mașină mai scumpă, am știut că trebuie să facem anumite reduceri în alte locuri, da? Să sacrificăm alte plăceri de ale noastre, mă rog.
Și atunci asta am făcut. După care, iar ne-am permis lucruri frumoase care să ne bucure și mărunțișuri și prostioare, că asta de multe ori ne bucură. După care, iar am știut că avem ceva de făcut, iar ne-am pus pe treabă și iar am fost... Te canalizez? Așa trebuie să faci. Te canalizez, da, obiectul ăsta. Tot ce se face merge în direcția aia. De asta nu că sunt mai așa, suntem deștepți. Așa am crezut noi că... Multă lume așa au pierdut foarte mult, că au făcut, să zicem, într-o construcție, la blocuri. A fost o perioadă când foarte multă lume a pierdut foarte mulți bani. A fost construcțiile, au făcut un bloc, l-au vândut foarte mulți bani, au investit și au început vreo trei. Și atunci a venit criza și au pierdut. Nu, când vrei să faci ceva în viață, te canalizezi tot, nu faci și aici și colo și altă parafel, nu faci, realizezi nimic. Și atunci, cum zice Cornele, ne canalizeam obiectul respectiv. Când terminam, vine iară soare, eram bine, mai stăteam un pic. Da. Hai, mai trebuie să facem asta. Mergem tot unul în direcția aia. Credeți că există viață după viață? Eu cred că da. Eu cred că sufletul nostru nu moare niciodată și se duce acolo unde ne-am pregătit de-a lungul vieții. Și v-ați mai putea întâlni într-o altă viață în acest? Eu cred că da. Cu siguranță. Păi ce, el să nu... Cum o să te prezinti tot locul? Eu să-mi iau acest eraș, când nu există așa ceva. O zis, când eram un bătrân la o nuntă, mă, ne poate, zice, eu dacă mor, mă betejez. Adică dacă moare, se îmbolnăvește. Și când mă fac bine... Așa? Cum nu mă fac, cum zice, când... Eu trăiesc în viață, nu? Dacă așa. Nu mă fac bine, nu mor niciodată. Care au fost, sau dacă au fost întâlnirile miraculoase cu oameni care au contribuit, poate, cu bine la cariera voastră? Oameni deosebiți, în primul rând. Mă bucur că ai întrebat asta. Întâlnirea cu doamna Elise Stan la festivalul de la Chicârlău, acolo era, iar fiica doamnei... Victoria. Victoria ne-a botezat lupișorii. După aia am întâlnit-o pe doamna Eugenia Florea. După de la radio. De la Radio Difuziunea Română. Am făcut înregistrare radio, iar doamna Elise, invitați în emisiune la TVR. După aia am cunoscut-o pe doamna Florentina Sadmari, pe care o salutăm, le salutăm pe toate și le iubim și le pupăm și le îndrăgim. Le pupăm, mereu respect, pentru că fiecare într-o anumită măsură, de la fiecare am învățat ceva. De la doamna Elise Stan am învățat că trebuie să avem încredere în noi, în talentul nostru. Întotdeauna mi-a spus că am o voce viguroasă, o voce foarte caldă, curată și un talent aparte. Asta mi-a spus doamna Elise din prima. Și unde m-a corectat, mi-a spus că eu trebuie să am personalitatea mea. Nu trebuie să cânt cântecele Titienei Mihali, pentru că eu doar pe Titiana o iubeam și cântam cântecele ei. Eu trebuie să fiu eu, eu trebuie să fiu Cornelia, că atunci când voi cânta, lumea să știe, asta e Cornelia. Ei, de la doamna Elise am înțeles că noi nu trebuie să-i copiem nici pe frații Petreuși, nici pe Titiana Mihali, trebuie să fim noi. De la doamna Florentina Sadmari am învățat foarte mult, pentru că asta ne-a format și ca oameni, și ca atitudine, pentru că doamna, am prezentat o emisiune realizată de doamna Florentina Sadmari și atunci albumul național se numea. Trei sezoane. Pentru noi a fost un câștig foarte mare. Odată pentru că am învățat să vorbim mult mai lejer, mult să ne dezvoltăm altfel, știi, în a modera o emisiune. Practic, doamna Sadmari a riscat foarte mult, că ne-a luat doi copii și ne-a pus acolo. A avut încredere în noi, iar noi de la dumneaei am învățat foarte mult. Uneori era nervoasă, ne certa, alteori ne lăuda ca o mamă. Și spuneam mamuca. Și altă și... atât ca mare realizator de televiziune, mare realizator și un om deosebit, mergeai la ea acasă, undeva la 7-10 feluri de mâncare. Doamne, deci o gospodină cum rar ai întâlnit. Saramură și alte mâncări, n-am mâncat nici. Da. Și știi, avea un talent, doamna Sadmari, extraordinar. De multe ori stăteam și o priveam și nu-mi venea să cred. Când realiza emisiunile, da, avea un plan. Și ok, făceam emisiunile, data cu tare, filmăm, ce facem aici. La fiecare emisiune se vorbea, fiecare emisiune avea un, cum o să spun eu, o temă, da? Da. Păi din nimic făcea emisiuni. Îi veneau niște idei. A fost născută pentru meseria asta. Eram la Calatius Mangalia, spectacol extraordinar, mare, mult, zeci de mii de oameni. Și când au pus spectacolul în scenă, au făcut harta României. Să faci cruce, Doamne, spui sărumâna. Nu ne-am putut imagina. Harta României pe scenă. Toți interpreții, fiecare poziționați exact pe zone și îmbinate. Și ne punea să cântăm diferite zone, ne cupla. Adică, măi, să făceau niște lucruri cu cap.
se muncea pe emisiunile alea. Dar spun, eu mă uitam de foarte mult, da, avea o imaginație extraordinară și are în continuare, pentru că e zbâr, adică doamna e super inteligentă și creatoare. Iar doamna Elise, la TVR, toate emisiunile alea de... Doamna Elise era mama noastră a tinerilor, pentru că era alt realizator la TVR, pe unde nu prea aveai acces și care nu te plăcea și nu te dorea și s-a terminat cu tine în cazul ăsta. Și era doamna Elise Stan, care era mama noastră și care, mi-aduc aminte, cu atât de mare greu a reușit să organizeze primul spectacol de dragobete din România. Și a făcut un spectacol doar cu tineri. Noi eram atunci generația tânără. Să aveți șansă către să avem viitor, șansă, da, să facem ceva. Mi-aduc aminte că și pe Marius Zorilă cu orchestra, doamna Elise a avut încredere și l-a pus, da, tu vei fi dirijor, tu orchestrezi absolut tot spectacolul. Măi, și au niște spectacole extraordinare. Nu pot să spun. A avut încredere noi, să nu spun, că tot doamna Elise Stan a avut încredere în noi și ne-a dus la Cerul de Aur. Deci noi eram leșinați, eram terminați, azi noi n-avem vreodată șansă să cântăm noi la vârsta noastră, la Dita Mai, festivalul Cerul de Aur. Ei, doamna Elise a avut, uite, se face pilea de gâne pe mine, doamna Elise Stan a avut încredere în noi și a riscat, îți dai seama, pentru că și în televiziunea română trebuie să ți se aprobe niște lucruri și trebuie să crezi foarte tare în lucrul ăsta ca să zici, da, domnule, aprob acest proiect. Și a aprobat proiect cu tine, da. Doamne, deci... Astea da, întâlniri miraculoase. Și mai este o întâlnire despre care vreau neapărat să amintesc cu domnul Drăgan Muntean. Ne-a ajutat în ce sens? Am învățat foarte multe de la dumnealui vis-a-vis de carieră artistică. De a te descurca între colegi, de a ști cum să te comporți la evenimente, ce să faci. Că toate astea se învață. Înveți de la unul, înveți ceva, de la celălalt înveți altceva. Vreau să spun că dormeam la dumnealui acasă. Nu vrei să știi cum îmi stătea inima, mi era în stomac de emoții că eu sunt acasă la Drăgan Muntean și că dorm în casa dumnealui și că doamna Mioara, soția dumnealui, ne pregătește și ne pune masa. Deci noi eram terminați de bucurie, da. Nu știam cum să ne comportăm, să nu deranjăm într-un fel, să atât eram de fericiți că eram acceptați lângă dumnealui și chiar ne iubit. Eu l-am cunoscut când eram la școala de poliție Slatina Olt. El a venit fiind la ansamblu Ciocârlie, director, fiind cu ansamblu acolo și mă cunoște comandantul de la școala de subofițeri, că mai cântam pe acolo și m-a chemat și pe mine și am cântat eu cu ce am cântat. Eu ajut pe Cornelia la voce, da, dar eu suplinesc. Și am cântat și acolo ceva cu vocea, cu vioara. Băi, copile, unde ești? O să fii la poliția Sighet sau unde vei fi, la Maramureș. Că dacă în viața asta o să pot să fac ceva pentru tine și soția, eu o să o fac. Da. Și am terminat școala de poliție, am ajuns la Sighetul Marmației, eram la poliție și am văzut că vine o hârtie semnată de inclusiv de ministru și spune Lupu Rednic, iar merge foarte greu și din structurile Ministerului Interne pleci mai greu. Sunt activitățile care profesional că trebuie să le desfășori. Să vină la ansamblu Ciocârlia. Asta a fost o chestie foarte frumoasă. Și l-am cunoscut pe... Practic, venirea noastră la București se datorează. Da. Și am mai ajuns la el, am discutat, am povestit, zic, de unde sunteți dumneavoastră? Am încercat să nu puteai să vorbești cum ai vrut. Adică, ce da, pot să... eu sunt de așa, zice, din... Păinița Voinic. Eu am zis că am fost la coasă. În bătrână, în... N-ai poftin. Fost. Zice, tu glumești, mă? Nu. Nu l-o crezut. Bine, zice, bine. Nu, așa m-a deviat discuția. Peste două zile. Eu am ajuns la acasă și m-a sunat. Te rog frumos să nu te superi pe mine, să zice, nu te-am băgat de seamă. Dar am fost ieri în Comuna Bătrâna și a fost primarul de acolo. Și am spus că, uite, am tinere din Maramureș, Cornelia și Lupu Rednic și... Și Lupu Rednic zice că a fost pe aici la coasă. Nu, a zis că nu. Ce Lupu Rednic, dar a fost la coasă aici la noi. Primarul. Apoi a crezut. Nu, dar un om deosebit... Puțini artiști fac lucrul ăsta, era la început. Și greu cu bănuții. Puțini artiști mari, la talia domnului Drăgan Muntean, luau pe lângă ei artiști tineri pe care să-i ajute foarte mult. Și sunt lucruri pe care nu vrem să le spunem la TV, da. Dar au făcut, din spectacole. Și zice, Drăgan, domnul Drăgan, veniți la spectacol ăla. Da, da, suntem liberi. Dar auzi, zice, dar vă mai rog ceva, dacă mai vin cu niște tineri frumoși, pot să vin cu ei talentați din Maramureș. Da. De asta zic că puțini artiști pot să facă lucrurile astea. Și ne lua el cu el un spectacol. Aoleu, am cântat la nunți împreună. Dar ți-am spus, dormeam la dumnealui acasă. Au venit la noi la Sighet, am trecut dincolo, în Ucraina, la românii din dreapta Tisei. Adică
Am trăit tare frumos. Vreau să fac o paranteză că modelul acesta de a promova îl faceți și voi acum cu artiștii tine. Să știi că, uite, îți mulțumesc că ai spus lucrul ăsta. Facem asta pentru că noi am învățat din experiența noastră. Atât de mult contează pentru un tânăr să primească ajutor real. Pentru că sunt unii care profită de tineri. Îi pun să le ducă gențile, să le care bagajele, îi trimis să le facă cumpărături. Pă bune, se întâmplă lucrurile astea. Eu știu colegi care fac asta și nu este frumos. Dacă ajuți un artist, ajută-l, nu pentru că părinții lui au bani, ci pentru că este un copil talentat. Ajută-l să meargă înainte, să se dezvolte. Dă-i aripi, ajută și tu, mai pui două peni acolo la aripioarele lui ca să zboare. Ăsta e ajutorul. Cât de bine le zice Cornelia. Le spun pe față că mi-e așa, îmi place să vorbesc, eu așa fac și niciun tânăr interpret nu poate să spună vreodată despre noi că nu i-am ajutat sau că ați avut un interes în a face asta. Sau că i-am împiedicat în ceva sau vreun interes. Da. Întotdeauna sunt mulți care vor să fie drăguți și vor să ne facă cadouri și ne-am spus, asta cel e și mai către frumos, un cadru didactic de bun simț. Cel mai frumos cadou lui pe care voi puteți să ni-l faceți nouă este să vă văd că urcați, să vă văd că promovați, să vă văd că ajungeți sus și că atunci când voi veți fi foarte sus, nu o să uitați de noi și o să ne dați un bună știi ziua de ce? Și o să nu, ziceți nu, respect. Nu vrem nici în asta. Noi eram la începuturile noastre. Sincer, ca să merg la cineva, să-i dau ceva... Nici nu aveam. Nici nu aveam. Însă înțelegi de ce. Și noi știm că începuturile toate sunt grele, sunt foarte grele. Și vroiam, chiar dacă vreau să merg la cineva, de unde, dacă n-aveai? În zi de chestia când veți fi, să nu uitați. De Popnelu. Da, iar unii oameni care ne-au sprijinit în viață, Ion Maramureșan, de-al nostru, îl cheamă Popnelu, ne-au sprijinit. Și am vrut să-i duc. Bă, ce să-i duc? O Horincă, că dura să faci Horinca Maramureș. O zis, te rog frumos să nu mă superi. Un singur lucru vreau de la voi. Eram începători. Nu știa nimeni. Zice, un singur lucru vreau să vă spun. Când veți fi mari, să nu uitați de mine. Pentru o bună ziua și așa mai departe. Să-mi dați bună ziua, să nu uitați de mine. Sunt puțini oameni care au crezut în noi. Da, astea nu se uită și atunci e normal ca și noi să facem asta pentru tineri. Sunt mulți tineri în care cred foarte tare, tineri pe care îi ajut, sunt și tineri care m-au dezamăgit, dar nu-i problemă, atâta pot, atâta arată. Dar sunt foarte mulți care au urcat și care au știut să fructifice ajutorul și care au știut să răspundă cu respect. E singurul lucru pe care îl așteptăm. Atât. Mie nu vine să cred că sunteți la folclorul sărbătoare și sunt eu care vă ascult și vă spuneți povestea în condiții în care vă urmăream la emisiunile de televiziune. Da. Sunt foarte curioasă și v-aș mai pune multe întrebări, dar acum să facem un exercițiu de imaginație. Așa. Să considerăm că au trecut 50 de ani de la discuția asta Așa. Pe care am avut-o Oho, noi astăzi de aici. 50! Că privești înapoi. Ai. Și că trebuie să-i mulțumești Corneliei. Pentru ce îi mulțumi? Cornelia, mulțumesc tare frumos pentru trecerea asta frumoasă prin viață și ai mai tolerat și mai și mi-ai făcut clătite la 1 noaptea. Da. Deci te-a surprins și cu... Atunci nu mai întreb de o cină romantică. Dar Cornelia... Mă, noi n-avem chestii din astea. Acum eu să vin la TV și să mint? Nu suntem. Noi suntem cu partea reală. Dom'le, asta nu ne îmbătăm cu apă rece, n-am nevoie să facă lupul să-mi vină sub balcon să-mi cânte serenade. Eu am nevoie să fie bărbat, hotărât, serios. Să știe lucrurile bărbătești care țin de el, să le rezolve în viață și să știe să conducă familia așa cum trebuie. Când îți place mai mult? Când ești blând? Când ești nervos! Păi da, mă, că atunci știi că face treaba. Simte și că e un exercițiu, mai ales că a fost un elev viitor. Da. Corect. Unui bărbat așa este bine, corect. Da? Să fie conducător și să știe lucrurile, să le gândească cu maturitate, cu bărbăție. Iar unei femei este bine, să mai fie rea de gură, să... Da. Iar tu, Cornelia, pentru ce îi mulțumi lui Lupu? Pentru foarte multe aș mulțumi lui Lupu. De la Lupu am învățat să fiu ordonată. Bine, am învățat, dar nu întru totul. Da. Să fac ordine însertare între poze, între documente. Să mă duc cu mașina la spălătorie. Domn să profesor. Nu umblă 3 zile cu ea murdară. Nu mă face să râd. Aoleu, dacă ne
ai vedea? Da, eu sunt din zodia mai. Fecioare și sunt un pic mai... Iar eu sunt săgetător. Perfecționist. Mai. Iar boemă. Eu săgetătorul, n-ai să vezi. Doamna boemă. Doamna boemă. Nu mă grăbesc. Mai trebuie să facem asta, dar pentru ce? Păi de-aia vă completați atât de bine. Pentru ce trebuie asta? Trebuie să facem cu tare. Dar ok, dar pentru ce? Facem mâine, numai astăzi. Dar de ce astăzi? Mâine. Ce să spun, sincer. Și pentru să, dacă ar fi să-i mulțumesc, este pentru că am dus o viață bună. Lupa a fost o școală a vieții pentru mine. M-a format, m-a ajutat să mă formez, practic, și ăsta e un lucru foarte important. Și acum mă bate cu propriile mele arme. Vreau să vă mulțumesc și eu. Pe mine nu m-a întrebat domnul producător pentru ce mulțumesc. Mulțumesc pentru invitații acestea de servici, pentru Cornelia și Lupu Rednic. Știți că vă prețuiesc, mă simt bucuroasă și onorată de când v-am cunoscut. Acum fata de noi ce o zici, că nu? Nu, e realitatea. Telespectatorii s-au obișnuit cu naturalețea și sinceritatea mea. Și fiecare artist, da, cu sufletul vă spun, e o lecție de viață și pentru auzi, ei. Să știi că vorbeam de... Bine în zodii, sunt foarte bine pus la punct, tot. Și am spus și când a venit cu... Fică mea e fecioară. Da. Oh. Când a venit cu Cosmin, i-am adus pe stick tot ce trebuie. Dacă trebuie cu toată cariera noastră, e pusă, e scris cu poze de familie. Eu sunt un... Deci, măi, adunat toate ziarele, toate publicațiile de-a lungul timpului în care ne apăream. Niciodată nu m-am gândit să le păi adunăm. De-aia s-au bucurat telespectatorii pe parcursul emisiunii de fotografii cu voi și atâtea lucruri pe care le-ați adus. Să știi că el organizează, el adună... Adică am învățat. Da, iară Cornelia. Dar Cornelia... tu ce ai învățat de la mine, zici tu? Hai că și eu vreau să mă dau mare. Ce ai învățat, în primul rând, să fii un om, să-l respect pe celălalt de lângă tine. Adică tot ce înseamnă casă, tot ce înseamnă, asemenea-te o femeie, cum trebuie să arate, începând de la unghii până la picioare, până la vârful picioarelor, începând la manicură, pedicură, coafor, machiaj, mâncare, prăjituri, începând cu tot ce înseamnă ținuta noastră, inclusiv casa și așa mai departe. Mulțumesc. Un respect deosebit, nu am decât să-i mulțumesc. Și îți mulțumesc. Mulțumesc. Și să-i trăiască și părinții Cornelii, că da. Iau naștere, iar deci părinții mei. Cu siguranță Cornelia le mulțumește de acolo de sus. 11 ani am fost încă, nici acum nu ne-am despărțit, am fost în degenere, în casă la Cornelia și la socri. Niciodată nu ne-am certat și niciodată n-am fost separați cu bani. Da, noi am fost înțelegi? Părinții cu copiii. Și în continuare frumos. Suntem la fel. Iar ne certam acasă, că nu, am spus, nu ne certăm. Nu, tot mai mult ne certam în mașină să-mi iau de părinții mei. Iar acasă, când mai ne certam pe acasă ceva, socru și soacră ieșeai din casă și pleca. Ce frumos. No, păi, dar nu mai am cuvinte să mai spun exemplu. Pentru că intri într-o discuție, te baci și tu, eu ca străin, ierzi mai greu. Da. Și ajung la voi, mă în discuții, probleme, de aici de nu se înțeleg oamenii. De asta sunt copii educați, de asta merg unele familii. Și acum, pentru că ce-i frumos, trece repede, încă o dată vă mulțumesc. Dar ce s-o gătat? Da, vă aștept la următoarele file din carte cu amintiri dragul, cu Cornelia și Lupu Rednic. Iar pentru voi, dragii mei, până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!